vestea bună cu zăpada. Vestea bună este că pe Bacău am trimis acum mașina să-mi aducă contractele de la companie ca să le semnăm la Iași mâine dimineață. Și iar mâine la prânz vor fi semnate și la București de către cel care a câștigat, sau cei care au câștigat licitația, cât mai mulți. Sunt, e o noutate, mai mult sunt închiriere de utilaje, că sunt în jur de 24 de contracte. Pe fiecare utilaj s-au făcut contracte. Era singura soluție pentru a ieși din acest clinci, să spunem așa. De acest vid. Cine va avea coordonarea lor? Coordonarea lor? Adică cine spune, azi iese 3, 2, 1, 7? Nu, deci face după planul de iarnă, care va fi în directă acordarea Direcției Regionale Drumuri și Pădureași prin secția Drumuri Bacău, da. Asta, cele 24 de utilaje de care am auzit acum vor veni în completarea celor deja 23 care sunt. Contracte. Practic, prin 46 de utilaje ne apropiem de necesarul pe care l-a avut iarnă, drumurile naționale din județul Bacău. În schimb, îi dau asigurări domnului director că și instituția prefectului și Consiliul Județean vom monitoriza felul în care se va face dezăpezirea în această iarnă, în contextul în care, evident, suntem un nod de circulație foarte important în Moldova și orice blocaj pe județul Bacău, pe DN-urile de județul Bacău, ar putea pune probleme în circulația în această zonă. Deci monitorizarea noastră va fi cu atât mai atentă și apăsată, cu cât e un experiment nefericit de am ajuns tocmai în decembrie să avem utilajele necesare. Județul e împărțit în 4 regiuni, acoperit de aproape 6-7 societăți comerciale. Iarna trecută am făcut față cu brio, anul acesta n-ar trebui să fie probleme majore. Unele din mașinile de la drumul județene au și GPS, deci vom ști în permanență unde sunt și unde dezăpezesc. Dar revenind la subiectul de astăzi, aș vrea să vă dea domnul director Laicu câteva amănunte pur tehnice. Eu sunt bucuros că o investiție care a început undeva în luna martie anul acesta s-a finalizat în timp util până la venirea iernii. Știți că e o investiție cu moț, dacă pot să spun așa. Ea a fost subiectul câtorva schimburi de replici între președintele Consiliului Județean și prefectul de la momentul respectiv și chiar și între partide politice. Aș spune, important este că am reușit să ne mobilizăm și cu ajutorul domnului ministru Șova și a guvernului am reușit să finalizăm o investiție mică, dar destul de importantă pentru această zonă de nord a județului. Sunt câțiva agenți economici care chiar vor fi fericiți odată cu inaugurarea acestui obiectiv, pentru că pierdeau zeci sau chiar sute de milioane folosind fel de fel de rute ocolitoare pentru a ajunge la Piatra Neamț sau în zona municipiului Piatra Neamț. Știți că era o restricție de tonaj aici de până în 13 tone, de astăzi nu va mai funcționa. Mai e un obiectiv similar undeva în zona Uituz. Am vorbit și acolo cu domnul director, sper că acel pod într-o bună zi să fie și el finalizat. Acolo am auzit că se întâmplă lucruri care mai de care mai hilare. Sper să prindem în investiții și acel obiectiv să realizăm. La fel cum pentru anul viitor singura solicitare, dar care vreau să se realizeze pe județul Bacău, constă în modernizarea tronsonului de la Comănești la Ghimeș-Făget. Este cel mai degradat de județul Bacău și sper să realizăm acest lucru împreună cu cei de la drumuri naționale. Amănunte de ordin tehnic o să vă dea domnul director. Încă o dată eu sunt bucuros și fericit că se dă în circulație acest pod. Cu atât mai mult cât unii dintre noi într-o bună zi au și dat cu subsemnatul. Mi s-a făcut o plângere în 2011, în luna mai, pentru că am igienizat acest pod și am atras atenția asupra urgentării lucrărilor la acest pod. Au trecut acele vremuri, astăzi trăim cu totul și cu totul alte momente. Domnul director Laicu, câteva amănunte și domnul Rusu, care v-ați învățat deja cu el la poduri, da, constructorul, să vă povestească și această investiție, cât pare ea de mică, are și ea gradul de complexitate. Da, eu
Vreau să mulțumesc în primul rând domnului președinte, fără aportul căruia era foarte greu să reușim să prindem această investiție. S-a bătut foarte mult, împreună cu domnul ministru Șova, și ne-a asigurat finanțarea. Și, în ultimul rând, domnului Rusu, constructor, un constructor deosebit de serios. Nu credeam, chiar la începutul anului, că va reuși într-un timp așa record, să spun așa, să rezolve acest obiectiv. Iată că a reușit, un om ambițios. Și pentru mai multe detalii tehnice, vreau să mergem puțin la planșă, că avem și niște poze acolo, cum arăta și cum arată acum. Și vreau pe domnul director de investiții, colegul care s-a ocupat îndeaproape de această investiție, și haide, domnul director. Deci cât a costat, da, să spuneți-ne întâi. Valoarea contractului cu firma Conex Trust a fost de 1.830.000. Cu tot cu TVA. În indicatorii tehnico-economice aprobați, valoarea de construcții montaj a fost de 2.600.000. Deci noi ne-am încadrat cu economie în indicatorii tehnico-economici. Constructorul s-a încadrat în durata de execuție contractată. Din podul, pentru reabilitarea podului nou a fost necesară realizarea unei variante de ocolire cu un pod din elemente prefabricate, iar la podul și avea o lățime de 7 metri la clasa I de încărcare, a fost necesară. Tare asta. Scuze.